Care iubire crezi că este sănătoasă? Iubirea condiționată sau iubirea necondiționată? Până întrebarea asta, pentru că în accepțiunea populară conceptul ăsta al iubirii necondiționate este atât de nesănătos înțeles și cred că de aici ne vin foarte multe probleme în relațiile noastre. Și vreau să-ți dau un exemplu. Cu ceva timp în urmă am citit un articol uh, pe care l-a scris un autor destul de cunoscut în țara noastră, nu o să-i dau numele că nu vreau să îl vorbesc de rău, Uh, un articol în care, uh, sau un articol care a primit foarte multe like-uri și foarte multe comentarii, în special din partea femeilor și uh, credeți-mă, nu am putut să fiu de acord cu acest uh, autor și vreau să vă citesc în continuare câteva rânduri din acest articol doar așa pentru a o face o idee. Spune autorul în articol cam așa, repet, se adresează în special femeilor. Doamnelor, aveți încredere că puteți fi iubite necondiționat. Mi-ar plăcea ca fiecare dintre voi să știe ce înseamnă să ai lângă tine un bărbat pe care să te poți baza din punct de vedere afectiv și emoțional. Un bărbat care să placeze relația voastră în fruntea listei de priorități și, indiferent că ajungeți să locuiți într-o cutie de carton, să știți că, dincolo de orice greutate, relația cu cel de lângă voi este un lucru pe care vă puteți baza 100%. Până aici impecabil, foarte fain. Dar fii atent cum continuă. Doamnelor, căutați relația în care puteți greși la infinit. Căutați relația în care puteți greși la infinit și să știți în adâncul vostru că oricât de rău ați fi greșit, bărbatul de lângă voi nu doar că nu se va supăra, ci vă va iubi încă și mai mult decât înainte deci greșește cât vrei și bărbatul de lângă tine o să te, nu că doar te va iubi la fel te va iubi și mai mult cu cât greșești mai mult cu atât te iubește mai mult. Din nou zic fiți deosebit de aspre cu orice bărbat care nu se înscrie în astfel de tipare credeți-mă singura cale prin care puteți să-l să treziți este aceasta mi-ar place să văd relații în care aveți certitudinea Că vă puteți certa, că vă puteți înjura, că puteți face orice, pentru că indiferent ce ați face, simțiți că toate lucrurile de suprafață n-au cum să vă afecteze iubirea. Cât de fain ar fi să ne putem certa, să ne putem înjura, să putem face orice, să ne tratăm fără respect, să ne înșelăm, să ne mințim, să facem orice și iubirea să nu fie afectată ar fi pf, parfum. Așa și continuă și spune aici așa. Pentru că indiferent ce ați face, simțiți că toate lucrurile astea de suprafață nu au cum să vă afecteze iubirea, care există ca fond al relației. Să știi că din punct de vedere afectiv, ai siguranța într-o iubire necondiționată, indiferent ce ai face. Cu atât mai mult cu cât alegi să fii tu însuți cu toate lucrurile pe care toate lucrurile care nu-ți convin să fie puse pe masă. Ați avut vreodată un asemenea sentiment de siguranță într-o relație? Cu alte cuvinte, ce spune acest autor este cam așa. mă lovește-mă, înjură-mă, înșală-mă, poartă-te cu mine oricum că eu o să te iubesc. Și tu poți să te porți oricum, să faci orice, pentru că eu oricum o să te iubesc. Nu că oricum o să te iubesc, o să te iubesc și mai mult. Că asta este, de fapt, iubirea necondiționată. Oameni buni, în accepțiunea populară, nu toți, foarte mulți oameni gândesc că iubirea necondiționată asta înseamnă. Ne iubim chiar dacă ne călcăm în picioare sau trebuie să ne iubim chiar dacă ne călcăm în picioare, chiar dacă ne înșelăm, chiar dacă nu ne respectăm, chiar dacă facem tot felul de măgării, nu contează, trebuie să ne iubim. De unde vine convingerea asta? Cred că sunt mai multe surse, dar una din surse este aceasta. La altar, la nuntă, când te-ai căsătorit, chiar ajungi să juri că vei sta alături de persoana cu care te căsătorești și la bine și la greu. Sau mai, mai spui acolo, până când moartea ne va despărți. Cu alte cuvinte, noi stăm împreună, nu facem niciun pas, nu ieșim din relație, indiferent cât de greu ne este aici, cât de, mult ne sim cât de rău ne simțim, cât de mult ne lovim, cât de mult ne înșelăm, cât de urât ne-am comportat unii cu alții. Că asta este iubirea necondiționată. Care sunt problemele acestei interpretări? Păi, dacă iubirea necondiționată asta înseamnă să ne iubim în orice condiții, înseamnă că noi, practic, creăm în felul ăsta un context favorabil abuzurilor. Context favorabil pentru relațiile toxice. Da, deci, iubirea necondiționată, înțeleasă în felul ăsta, este toxică și creează un context pentru iubire toxică. Iubește-mă, indiferent ce-ți fac. Iar dacă eu mă comport negativ cu tine, indiferent ce ar însemna asta, și tu nu mă iubești, nu rămâi cu mine, înseamnă că de fapt nu mă iubești. Prin urmare, pot să te critic, pot să te jignesc, pot să fiu negativist, pot să te înșel, pot să fac orice, că tu trebuie să mă iubești. Mama mea a avut convingerea asta și a stat 20 de ani într-o relație cu tatăl meu, bătută, josită, umilită, înșelată, ba mai mult tata a încercat de foarte multe ori să o moare și a rămas în relație cu tata peste 20 de ani pentru că a avut o astfel de convingere. Asta credea ea că înseamnă iubirea necondiționată și a fost pusă chiar viața în pericol de nenumărate ori. Vreau să te întreb un lucru. Tu când la altar, dacă ai fost la altar și ați făcut jurământul acela până când moartea ne va despărți, tu ai jurat că stai în orice condiții cu partenerul tău până când moartea provocată de partener uh, va veni asupra ta? Tu, la, tu asta ai jurat? Uh, uh, tu ai jurat că stai în relație cu el chiar și când este nerespectuos, bădăran, periculos, când te exploatează, când îți îngrădește libertatea, când te înșală, când te minte? Tu asta ai jurat acolo? Nu cred că s-a gândit nimeni la așa ceva când a făcut jurământul la altar. Sau, când ai făcut jurământul și ai spus și la bine și la greu. Ai jurat că vei sta lângă partenerul tău uh, când uh, el îți provoacă acest rău în mod intenționat și este nepăsător și uh, efectiv nu se gândește la tine. Sau... Uh, ai, ai jurat că stai lângă partenerul tău dacă aveți parte de un rău din afara relației. Un rău provocat de către altcineva. Nu? Nu cred că te-ai gândit că vrei să stai lângă partenerul tău când el îți provoacă acest rău, aceste suferințe, aceste răni. Deci e clar, niciunul dintre noi n-am avut în minte îl voi iubi pe partenerul meu chiar și când îmi face rău, chiar și când mă înșală, chiar și când mă bate, chiar și când mă agresează. Nu asta am avut noi în minte. Știu că subiectul ăsta poate să pară foarte dificil de înțeles și poate greoi, sau poate mai degrabă dificil de acceptat de către unii. Ei bine, vreau să știi că detalii despre tema asta discut în programul meu, am un program online, Mental Coach, și dacă te preocupă astfel de subiecte și vrei să afli mai multe detalii despre acest subiect sau despre altele legate de relații și despre viața noastră, vezi că în descriere sau în comentariu este un link. Te rog să dai click pe el și să faci o programare la o ședință de consultanță gratuită, unul la unul, în care să discutăm mai multe detalii despre cum te poți înscrie în programul ăsta. Și acum vreau să continuăm des, cu subiectul despre iubirea asta necondiționată. Uh, Spuneam că iubirea necondiționată înțeleasă în felul acesta este un context pentru abuzuri. Prin urmare, din perspectiva mea, cred că iubirea necondiționată ar trebui privită în alt mod. Și vreau să-ți ofer în, în continuare câteva principii care te pot feri de fundătura acestei uh, mentalități sau acestei interpretări care are de-a face cu dragostea necondiționată. În primul rând, eu nu sunt de acord, da, da, da sunt de acord cu ideea că dragostea nu pune condiții corect. Dragostea se oferă pur și simplu, iubirea cred că trebuie să fie necondiționată. Dar în schimb, când vine vorba de relaționarea noastră, de conviețuirea noastră, acolo cred că este nevoie de limite. Acolo cred că e nevoie de niște reguli, de niște înțelegeri. Da? avem nevoie de uh, reguli, de limite când vine vorba de comunicare, da, comunicăm asertiv, fără critică, fără dispreț, fără vorbe urâte, fără înjurături. Cred că avem nevoie de reguli sau limite când vine vorba de comportamentele noastre, dar nu ne tratăm fără respect, nu ne lovim, nu ne înșelăm, nu ne jignim, nu țipăm unul la altul. Cred că avem nevoie de limite și reguli când vine vorba de principiile astea morale, vorbim despre fidelitate, despre integritate, despre sinceritate. Da, avem nevoie de astfel de limite în relații. Da, eu te iubesc necondiționat, dar nu nu-ți ofer iubirea cu condiții, dar relația dintre noi are nevoie de niște reguli. Reguli pe care le stabilim împreună, nu doar eu, nu doar tu, da? că asta ar fi un abuz, împreună stabilim regulile, suntem amândoi de acord cu ele, ca să putem funcționa, ca relația noastră să, poate, să poată funcționa. Deci, stabilim regulile de comun acord, le personalizăm în funcție de relația noastră, de nevoile noastre, de valorile noastre. În cazul ăsta, așa putem să construim o relație sănătoasă. Și știu că unii dintre noi se pot întreba în momentul ăsta, bă, dar nu, devine prea restrictivă relația noastră? Cu atâtea reguli. Păi unde suntem aici? E bine, dragilor, în orice tip de relație și în orice domeniu, dacă vrem să facem performanță, dacă vrem să trăim în siguranță, dacă vrem să ne fie bine, atât pe termen lung Scurți, cât și pe termen lung, avem nevoie de reguli, avem nevoie de niște condiții, avem nevoie de niște limite pe care le respectăm reciproc. Altfel, nu avem continuitate, nu avem siguranță, nu avem armonie, nu avem înțelegere. Pe nicăieri nu funcționează lucrurile așa, fiecare se poartă cum vrea. Nu suntem în junglă aici. Uh, Mi-a spus cineva odată o replică, și anume. Uh, Dumnezeu ne cere nouă să iubim pe vrășmași, pe cei care ne fac rău. Cu atât mai mult ar trebui să iubim pe partenerul de viață. Ei bine, am stat și am studiat un pic problema asta și am încercat să văd cum e cu iubirea asta necondiționată chiar față de vrășmași. Și am descoperit că în limba greacă există câțiva termeni pentru iubire. Există, de exemplu, termenul Eros care se referă la iubirea erotică, iubirea pasională, când e vorba de sex, de pasiune, este iubirea carnală. După aia avem iubirea fileo, care este iubirea uh, dintre prieteni. Da? este De fapt, este o combinație eros, iubirea pasională, cu iubirea uh, față de prieteni. Este dragostea dintre partenerii de cuplu. O dragoste prietenească. Și avem iubirea agape. Iubirea agape este iubirea divină față de oameni, care se referă la faptul că Dumnezeu i-a iubit pe oameni chiar dacă n-au meritat, chiar dacă au fost păcătoși. Ei bine, vreau să vă spun că atunci când ni se cere să iubim pe vrășmași, ni se cere să îi iubim cu iubirea agape, care nu înseamnă o iubire eros, erotică și nici o iubire prietenească în care există emoții, implicații sentimentale. Nu! E vorba de iubire agape, adică făi bine aproape lui tău atunci când are nevoie. Despre asta este. Dar nu, nu e o iubire cu emoții, cu sentimente sau cu implicații sexuale. Este vorba doar de ai face un bine atunci când are o problemă, când are o nevoie. Da. Deci nimănui nu îi se cere să iubească în mod eros sau fileo pe abuzator. Ci e vorba de iubirea agape. Ai o problemă, te ajut. Și atât. Dar nu trebuie să rămân în relație cu partenerul de viață, nu-mi cere nimeni asta, atunci când iubirea este toxică, când este abuzivă, când este infidelitate, agresivitate, înjurături, nesimțiri și așa mai departe. Deci, dacă într-un cuplu, în relația de cuplu, se combină abuzul cu iubirea Eros și cu iubirea philo, atunci vorbim despre sclavie, vorbim despre masochism, vorbim despre dependență, vorbim despre o relație toxică. Orice poate să fie aici, numai iubirea adevărată, nu. Deci, în concluzie, cred că iubirea trebuie să fie necondiționată, da, sunt de acord cu asta, dar relaționarea dintre noi, dintre doi oameni, necesită limite sănătoase. Limite care să ne permită să relaționăm sănătos, armonios. Așadar, convingerea sănătoasă pe care cred eu că ar fi bine să o adoptăm în viața noastră este aceasta. Eu te iubesc și rămân în relație cu tine atât timp cât ne este bine amândurora, cât respectăm limitele, cât ne tratăm cu respect, cât ne simțim în siguranță emoțională unul cu altul, atâta timp cât nu ne rănim constant, cât nu ne rănim intenționat, cât, atâta timp cât nu suntem nepăsători unul față de altul. Da, în condițiile astea, iubirea e sănătoasă și rămân în relație. Altfel, da, e posibil să te iubesc în continuare, dar voi ieși din relație pentru că vreau să am grijă de viața mea. Pentru că în o relație cu tine îmi este rău, mă agresezi, îmi pui viața în pericol sau din punct de vedere emoțional nu mi este bine. Cred că în timp ce ai ascultat lucrurile pe care ți le-am spus astăzi, ți s-au trezit tot felul de gânduri sau tot felul de întrebări. Din lipsă de timp eu aș vrea să mă opresc aici, dar vreau să știi că putem continua subiectul acesta în programul meu, în programul Mental Coach, în care te invit să te înscrii. Și pe lângă subiectul ăsta care are de face cu relațiile, inclusiv cu convingeri limitative și mituri despre relații, ca cel despre care am vorbit astăzi, vreau să știu că mai sunt multe alte subiecte despre care vorbesc în acest program. Vorbesc, de exemplu, despre legile universale. Sunt niște principii care guvernează întregul univers și în momentul în care tu respecti legile acestea, practic vei avea o viață fericită și împlinită. Atunci când încalci aceste legi universale, practic tu te opui Universului, forțelor Universului și o să ai parte de foarte multă împotrivire, de boli, de necazuri, de greutăți, de piedici, o să obții greu ce-ți dorești sau nu obții deloc. Uh, și vom vorbi despre toate lucrurile astea, despre legile universale care te vor ajuta enorm. Apoi o să vorbim despre uh, rănile emoționale. Cum apar rănile emoționale, cum ne vindecăm de rănile emoționale, cum putem să relaționăm sănătos cu partenerul de viață sau cu ceilalți, încât să ne vindecăm rănile în relațiile noastre. De asemenea, o să înveți despre uh, cum să rezolvi cauzele problemelor din viața ta să nu mai lucrezi pe simptome, ci pe cauze. Și o să înveți cum să afli care sunt cauzele fricilor și cum să le îndepărtezi, cauzele anxietății, cauzele depresiei, cauzele atacurilor de panică, cauzele uh, uh, care ne fac să nu ne putem controla emoțiile. O să înveți cum să care sunt cauzele infidelității, uh, bolilor, uh, cauzele problemelor pe care le ai în viața ta și cum să le elimini, că de aici toată, pleacă toată problema. O să vorbim de asemenea despre cum poți să construiești relații sănătoase, relații în care să nu mai fii mințit, înșelat, trădat, abandonat, pus pe locul ultim din viața ta. De asemenea, o să vorbim despre cum poți să-ți crești nivelul de merit, adică să crezi că meriți cu adevărat sănătate, bani, prosperitate, relații sănătoase, respect, valoare. Doar când ai un, un, un nivel de merit crescut, poți să obții toate astea. Și vreau să știi că sunt multe, multe alte subiecte de genul ăsta care efectiv îți vor îmbunătăți viața. Și uh, mai vreau să știi că acesta este un program de formare profesională în coaching. Asta înseamnă că vei învăța profesia de coach și o vei putea practica în mod legal uh, și, da, vei putea încasa un venit de peste 2-3.000 de euro lunar. Dacă te interesează programul acesta, uite care este varianta pe care am pregătit-o pentru tine. În primul rând, ca să te poți înscrie în programul ăsta, e nevoie să avem un fel de interviu, o discuție personală, individuală, și te invit la o astfel de discuție, care este gratuită, unul la unul, o, o discuție pe care o vom avea pe Zoom, în care mă interesează două lucruri. În primul rând, ca tu să-ți dai seama dacă programul acesta ți se potrivește, dacă este pentru nevoile tale, și în al doilea rând să vedem dacă ești pregătit să-ți as, să, să asumi un astfel de drum transformațional în viața ta acum. Prin urmare, te invit la această discuție gratuită, unul la unul, individuală. Vezi că este un link în descriere sau în primul comentariu, te rog să dai click pe acel link, o să ajungi la un formular cu niște întrebări, te rog să-l completezi, apoi vei ajunge la un calendar, te rog să-ți alegi o zi și o oră potrivite pentru tine, faci programarea, după care o să primești un e-mail pe care te rog să-l deschizi și să uh, dai uh, un reply în care scrii uh, confirm întâlnirea, ca să fim siguri că tu ai văzut acest e-mail și că vei veni la întâlnire. Așadar, dacă îți dorești să afli mai multe informații despre temele pe care ți le-am amintit astăzi și, evident, multe altele, te rog să te înscrii la această ședință individuală pentru a discuta toate detaliile de care ai nevoie ca să începem călătoria asta spre transformarea vieții tale. Gânduri bune!